cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni, bine v-am regăsit la o nouă emisiune, cafeaua de dimineață pe Mesagerul din Neamț și Știri din Neamț. Astăzi avem un fel de echipă mixtă la tehnic. Bogdan i s-a adăugat pentru, hai să-i spunem, o perioadă așa de experimente pe chipul meu și al telespectatorilor de Nisa. Le spunem cele bune. Astăzi o emisiune în care încercăm să depășim un pic nivelul discuțiilor pe care le-am avut până acum cu oameni care fac politică și administrație, să încercăm să mergem un pic în spatele ușilor închise sau, mă rog, dincolo de comunicarea aceea făcută pe linie de partid sau linie administrativă. De aceea l-am invitat pe un om care de obicei nu a pregetat să-și spună părerea când a fost ceva mai delicat, cel puțin în emisiunile cu mine. Domnul Adrian Jucan, consilier PNL, consilier municipal PNL, bine ați venit în emisiune. Bună dimineața, domnul Bălânescu, bună dimineața urmăritorilor dumneavoastră. V-am surprins, v-am surprins. Ce s-ar putea unii dintre urmăritorii dumneavoastră ai noștri? Băi, ce să rebel e puțin, stai puțin, stai puțin, fii atent. Asta e rebel, bă, asta e rebel, asta e rău. Nu, acum, sincer, eu de câtva timp, de când facem emisiuni cu politicieni, observ următoarele luări de poziție. Noi, zice, suntem aici în Neamț, suntem pentru o coaliție ca să salvăm România. Bine, nimeni nu a întrebat România dacă vrea să fie salvată. Dar asta este o altă poveste. Noi suntem o coaliție, salvăm România. Zice, mă scuzați, acum dau un exemplu așa cu tentă sexuală. Ce, suntem în orgasm în ședințele de guvern, după care, când ieșim de acolo, ce, cafeaua de după, dar încă nu suntem foarte siguri ce vrem să facem, suntem mulțumiți de ce a fost în ședință sau nu, o trecem la bifăm la serie plăcute și așa, după care, în teritoriu, devine frustrarea. Bă, zice, eu am înțeles că ea acolo se simt bine, zice, dar noi nu ne dați voie să ne simțim bine și noi? Sau noi aici suntem obligați să ajungem la perversiuni? Deci, cam așa, eu nu înțeleg lucrurile astea în România. Da, asta e, dacă ne salvează, ne salvează. Trecem mai jos și ajungem la nivelul ăsta. Consiliul Județean. Noi salvăm județul. Bine, îl salvăm neinvestind în sănătate, neinvestind în apă, dar îl salvăm, că dar județul ăsta trebuie să-l salveze cineva. Am înțeles că este și o terapie prin sete, care poate funcționează. Ca aia cu apa am înțeles-o, dar nu se pune la noi, că nu poți. Eu am încercat-o și uitați, am niște buze care nu... Bun. Și atunci am zis eu, băi, când prind un om cu care pot vorbi, să-l întreb niște lucruri așa de bun simț. Să vedem cum sunt recepționate din zona asta. Pentru că, vrând nevrând, sunteți și disciplinat în partid, da? Pe de altă parte, sunteți consilier local și apărați și interesele populației, care nu e prea interesată de disciplina de partid. Așa este. Așa. Și sunteți și cetățean al urbei și vreți să trăiți mai bine în urbea asta. Și atunci, eu vă întreb așa. Dumneavoastră, dacă vă faceți o casă, vă faceți cu gard sau fără? Păi, ați făcut o introducere destul de amplă și mi se pare că unele aspecte trebuie să le clarific. Vă rog, dacă vreți să calificați cu guvernul și cu perfecțiunile. Cu partea asta de, cum să zic eu, cum ați spus dumneavoastră, ședințele orgasmice. Ședințele orgasmice. De guvern. Nu aș vrea să insist foarte mult, doar să zicem că facem așa o puțină glumă.
pe subiectul ăsta, să participă foarte mulți bărbați la chestiunile astea și cred că mulți dintre ei ar trebui să știe că și orgasmul unele mai este mimat în anumite situații, deci să nu te lași dus. În... Deci să știți că populația nu se lasă indusă. Așa, mare parte dintre politicieni așa consideră că show-ul pe care îl prezintă populația este una și ceea ce se întâmplă și activitatea lor curentă este alta. Din acest motiv, de multe ori nu pot să mă cataloghez ca fiind un politician. Sunt implicat în politică în sensul că da, fac parte, am candidat pe listele unui partid și fac parte din administrația municipiului Piatra Neamț, ocupând funcția de consilier municipal. Dar ca și politician, jet, de la început mi s-a spus că nu e locul meu aici, prin modul de a mă raporta la anumite situații. E adevărat că în fiind parte a unui partid și partea unui proiect, trebuie să mai faci câte un compromis și să respecti linia partidului și a echipei în anumite situații care altfel nu ar merge lucrurile înainte. Dacă în orice decizie s-ar lua ar fi câțiva care ar avea opinii total diferite sau ar încerca să-și impună punctul lor de vedere, lucrurile ar merge mult, mult mai greu. Acum, dacă vreți să mă refer la partea cu gardul, da, depinde cât de deschis ești. Sunt societăți unde gardurile lipsesc. Bun, am înțeles. Dar acum să mergem la chestiune. La Piatra Neamț avem două clădiri publice care eu o să fac și propunerea scrisă să fie introduse în Cartea Recordurilor. Cartea Recordurilor de performanță administrativă. O școală și o grădiniță. Una a durat 15 ani până când s-a finalizat și cealaltă a durat 20 de ani până la finalizare. Ei bine, ambele prin proiect, am răspunsul oficial al primăriei, ele au fost construite în mai multe etape, da? Nici în prima etapă, nici în a doua etapă, nu au fost prevăzute cu gard și curte. Adică facem o școală, o construim, investim niște bănuți acolo, după care o lăsăm. O lăsăm acolo să dospească, să întărească armăturile, să o bată vântul ca să fie așa. Bun. Și o preia administrația locală, da? Bun. Trebuie să-i dăm drumul la grădiniță. Constatăm că nu avem gard și nu ne dă DSP-ul autorizație fără gard. Așa că facem gard în regim de urgență. Ne costă ceva bănuți, că asta e treaba. Dacă îmi facem gardul la grădiniță, nu ne gândim că alături e școala, care nici ea nu va putea fi autorizată dacă nu are gard când îi dăm drumul. Și nu o facem gardul. De asta vă întreb, cum dumneavoastră, ca cetățean, ca membru în Consiliul Local și ca disciplină de partid, ca un om disciplinat de partid, vedeți această situație? Păi, unul dintre aspectele cu care m-am confruntat încă de când am intrat în partea asta de administrație și am început să văd cam cum merg lucrurile, a fost două chestiuni care, sau trei chestiuni care m-au frapat. Cea mai importantă a fost când mi-am dat seama cât de greu se mișcă lucrurile pentru a pune ceva în practică. Chestiunea asta pentru mine a fost, eu știu, foarte surprinzătoare, venind din mediul privat, unde atunci când îți ai un proiect, ai stabilit etapele și lucrurile merg cu o viteză destul de mare, că n-ai timp de pierdut, că timp pierdut înseamnă bani pierduți și toate nu le duci mult mai greu la sfârșit. În administrație am observat că, domnule, de momentul în care vrei să faci ceva și până când lucrul ăla se realizează, durează foarte mult. Ok, am încercat să văd din ce motive se întâmplă lucrul ăsta. Apoi, o altă chestiune care m-a frapat a fost lipsa de viziune, să o numesc așa. Deci o lipsă de viziune în sensul că să vezi orice proiect peste mai mulți ani pe de o parte și să-l vezi în integralitatea sa. Adică cu tot ce cuprinde proiectul ăla. Adică în cazul ăsta nu e doar clădirea. Este, eu știu, să vezi și căi de acces, să vezi și împrejmuire, să vezi
nu știu, ce fac copiii când ies afară. Deci parcarea proiect, din zonă. Exact, un proiect inclus în tot în planul respectiv urbanistic sau să fie un proiect care să fie funcțional. Și o altă chestiune care m-a frapat a fost lipsa de comunicare dintre departamente. Dintre departamente și instituții. Și luându-le pas cu pas, partea respectivă cu greutatea de a implementa un proiect, unele dintre ele vin și de aici că se implementează greu un proiect, pentru că în unele situații nu este, lipsește viziunea și lipsește comunicarea de multe ori. În altă parte sunt de altă parte chiar sunt niște piedici, nu știu cum să zic eu, legislative, administrative, nu știu, unde când lucrezi cu bani publici, trebuie să respecti niște aspecte care dacă nu le faci s-ar putea să se întoarcă împotriva ta. În ceea ce privește partea asta de lipsă de viziune, nu a fost interes și oamenii nu erau obișnuiți să gândească așa. Erau obișnuiți să gândească cumva pe termen scurt și doar de a lua fața, ca să zic așa. Am făcut prima școală după nu știu cât timp. Să spună ceva, da, dar să spună ceva, nu o chestie. Nu, domnule, cum va arăta orașul ăsta peste 20 de ani? Cum va arăta? Cum se schimbă lumea și cum adaptăm noi orașul ăsta pentru 20 de ani? Nu, privirea era pe lucrurile, erau pe termen scurt. Până la urmă, ce vrea populația să vadă? Vrea populația să vadă drumuri. Ok. Facem drumuri. Da, și dacă facem drumuri, nu mai contează că, nu știu, școlile nu mai sunt renovate, că nu avem laboratoare, că, nu știu, rețelele subterane sunt, alea nu se văd. Facem drumuri. Partea de comunicare, aici, în interiorul instituțiilor și interinstituțional, de multe ori se întâmplă, este o lipsă de comunicare, tot dintr-o luptă politică. Pentru că diverse instituții au conduceri politice și politice divergente. Da, da, aflate în coaliție la guvernare. Deci, haideți ca să o spunem pe aia dreaptă. Deci, ele sunt divergențe aici, că sunt interesele alea de grup local, după care la guvernare și steluțe. Nu e chiar ăsta al dumneavoastră întru totul. E într-adevăr, așa se vede chestiunea asta, dar cu siguranță nu este chiar atât de... Eu știu. De ce? Eu caut pe televizoare, pe programe de știri, să-i văd împreună pe cei doi prim-ministri și președinți de partid. Că nu mai știi care e președinte, care e prim-ministru. Adică președinți sunt amândoi, dar nu mai știi care e prim-ministru, că facem rotativă. E ok, eu n-am nicio problemă, dar sunt așa de simpatici împreună. Mi-aduc aminte de un serial de desene animate pe vremuri, nu mai știu exact cum se chema, dar știu doar finalitatea la unul se termina cu Șon. Atașon, ceva de genul ăsta, nu mai știu. Deci sunt teribili. Noi împreună am făcut chestia asta, după care separat. Noi nu suntem de acord cu impozitarea pensiilor. Bine, am votat în guvern că nu puteam, că e guvernul pe care la ce doi. Ăștia nu înțeleg. După care, iarăși în ședință împreună. Deci, una dintre chestiuni care trebuie să înțelegem este chiar dacă ai viziuni diferite de a face lucrurile, atunci când ești pus în situația de a face o coaliție, da, trebuie să renunți și tu și tu la câte ceva. Da, dar nu mai spui după aia. Păi, cum e... Da, nu mai spui, e ușor de spus, nu mai spui, dar dacă imaginea pe care o arăți după aia este că sunt conflicte permanente, nu dă o stabilitate. Eu știți cum e. Dom'le, zice, nu am treabă cu PSD-ul pentru că dacă calc, miroase urât. PSD-ul spune, dom'le, eu nu am treabă cu PNL-ul pentru că am călcat și miroase urât. Da. După care, vezi așa, eu cu PSD-ul nu discut, dar dacă o să trebuiască să colaborăm după alegeri, vom colabora. Eu cu PNL-ul nu discut, dar vom vedea după alegeri. Sau dacă primim ordin, colaborăm și în alegeri.
Bun, deci una dintre chestiuni care este deosebit de importantă și pentru mine, ca așa cum am fost crescut, este deosebit de importantă și am insistat pe aspectul ăsta, dar este o perioadă în care de campanie, unde fiecare formațiune va încerca să-și atragă cât mai mulți susținători și una dintre metode este de a-l arăta pe degetul, pe celălalt, uite cât de rău este ăla și atunci varianta sunt eu. Și toți își pun ăsta, le ocoplați pe degete și îl lasă numai pe ăsta liber. Exact, și se discută mai puțin despre... Da, discuția asta contondentă totuși trebuie să aibă niște limite, pentru că orice ciclu electoral trec alegerile, după care s-ar putea să trebuiască să te așezi la masă cu persoana respectivă, pentru că așa sunt lucrurile. Nu poți să faci tu cu doar, nu știu, 30%, nu poți să duci, să conduci o anumită administrație, că e locală, că e județeană, că e națională. Și trebuie să lași loc pentru așezatul ăsta la masă, oricât ți-ar fi adversarul de potrivnic, pentru că altfel nu mai poți să miști lucrurile înainte. Am înțeles. Bine, eu asta o pricep. De asta, cel puțin în discursul meu, chiar dacă sunt anumite persoane care mă, nu știu, mi se pare că fac un compromis extraordinar de mare că le acord un cuvânt, chiar și în condiția asta, asumându-mi rolul ăsta de a face politică și de a fi într-o echipă lărgită, dom'le, gata, asta trec peste, nu știu cum să o numesc, dezgustul ăsta personal și te gândești la lucrurile importante. Da, e un aspect care, într-adevăr, în politică se practică foarte mult lupta asta și se folosesc niște cuvinte foarte grele care la un moment dat, nu știu cum, te întrebi, bun, dar parcă acum 2-3 luni, jumătate de an, aruncai niște invective către adversarul tău, iar acum uite că încercați să faceți echipă. Cum se poate asta? Ce fel de oameni sunteți? Da. Revenind la discuția inițială. Da. Deci, cu gardul ne-am lămurit, e lipsă de viziune. Nu ne-am lămurit. Deci asta este. Este o lipsă de viziune, este o lipsă de comunicare, lucruri care în timp pot fi îndreptate într-o oarecare măsură, dar în timp. Și foarte multe dintre proiectele, cel puțin actuale pe municipiul Piatra Neamț, au venit din partea asta, din aspectul ăsta. Lucruri făcute pe repede înainte, haide ca să spunem că facem ceva și după care când te duci și le implementezi și vezi să vezi finalitatea, îți dai seama că ai o grămadă de probleme și o grămadă de chestiuni, unele pe care ți se păreau mărunte, dar care nu pot te țin pe loc. Iar pentru cetățean care merge pe stradă sau care este un privitor și vede trece pe lângă o investiție în fiecare zi și vede că timp de 6 luni nu s-au mai întâmplat mare lucru, zice, bă, dar ce e așa dificil? Ce e așa greu? Ce e așa de greu? Ce e așa de greu? Nu? Și o întrebare absolut pertinentă a oamenilor. Ce e așa de greu, mă? Da. Bun, acum să vă spun cu lipsa de perspectivă. Școala din Speranța a fost recepționată ceva timp în urmă. Ea, în mod normal, ar fi putut să fie folosită perioada asta. O să spuneți, domnule, că na, copii, că nu știu ce, că... Dom'le, dacă o ai, nu o ține, domnule, să degradeze. Folosește-o. Și m-am întrebat și eu, de ce n-a fost introdusă în circuit? De ce nu s-au arondat niște lucruri? A trecut un an, el putea fi folosit. Și așa am avut probleme cu spațiile școlare. Da. Am avut probleme. Că nu vreau copii. Păi cum să vină părinții să fie de acolo, să ducă într-un loc în care când se duceau acolo, vedeau că nu este gard, că sunt vecini cu probleme, că etc. Normal, dar dacă îi prezentai de la început, dom'le, uite, aici este un spațiu, este păzit, este așa, avem dotări, e nouă școala, e ok. Apropo de lipsă de viziune, dăm bani mulți pe curent electric să încălzim la școlile normale, fără să putem încălzi holurile, numai căsările de clasă, cu... Da. Așa? Și avem un spațiu pe care n-am știut să-l prezentăm și să-l vindem ca spațiu
de învățământ. Asta nu pricep. Situația respectivă cu intrând în renovare aceste școli, mă referiți la școala 5, școala 8, au fost niște soluții de ultim moment care, la fel și ele, poate, cu siguranță, ca să nu, ar fi putut fi prevenite cumva și gândite mai din timp. Acum, într-adevăr, când propui ca și soluție părinților să-și ducă copiii din Dărmănești în Speranța, pentru ei nu, e o chestiune greu de acceptat. Da? Greu de acceptat, foarte mulți oameni, să spun, la fel, își văd interesul lor personal, dar este și înțeleg, absolut domne, firesc. Da, dar de ce al meu, de ce acum, de ce nu s-a mai așteptat încă un an cât termina, că da, era, ar fi fost alții în aceeași situație. Dar într-adevăr, dacă construiești partea asta de a prezenta, uite spațiu, uite, haide să facem o vizită cu toți acolo. S-a întâmplat cu grădinița, dacă ține, cu creșa, dacă ține minte. Nu a vrut nimeni acolo până când, nu mai știu, cred că Harbuz i-a luat și haide, domnule, să vedem ce e acolo. Da. Hai să vedem ce e acolo. Și a dus în ons, uite, spațiu este așa, într-adevăr, nu avem gard, îl facem. Și în condițiile astea, mulți dintre părinți poate nici n-au fost în Speranța. Absolut. Dar au știu că Speranța are așa o umbrelă. Dar eu vă spun că 80% din populație nu știe cum e acolo treaba. Și de asta zic, nu-i păcat să ai un spațiu să nu-l folosești. Eu aș fi fost fericit să vină cineva de la compartimentul respectiv, la primărie, să spună, domnule, în anul școlar viitor, școala din Speranța va fi folosită în felul următor. Nu facem cursuri acolo pentru că nu avem copii, nu vor copiii să vină acolo. Dar putem să facem să folosim ca centru de excelență. Putem să facem activități nu știu de care. Putem să-l folosim spațiu tampon pentru nu știu ce. Adică... Da, eu cred că va intra în circuitul de învățământ. Eu sper să intre măcar în anul ăsta de alegeri. Dar ca să revenim, spuneați de comunicare și de instituții divergente. Ieri am citit un comunicat. Nu l-am dat pe site la noi pentru că am zis că astăzi vreau să mă lămuresc și eu despre ce este vorba. Și comunicatul vine, dacă mă credeți, de la Prefectura Neamț, care anunță că primăria municipiului Piatra Neamț primește de la guvern 16, nu știu cât milioane de lei pentru plăți, lucrări, etc. Nu vine de la primăria Piatra Neamț, vine de la prefectură. Pentru că este o informație distorsionată. Eu nu știu. Eu stau și mă întreb. Deci este o informație distorsionată, prezentată că, uite... Un lider politic care nu este de aceeași culoare politică cu municipiul Piatra Neamț, uite ce ajutor dă municipiului. Vedeți, nu vă punem bețe în roate, dar este o informație distorsionată pentru că contextul este următorul. În nou buget s-au tăiat de la administrațiile locale niște sume care veneau din sume proporționale, din impozit pe dividende, impozit pe jocurile de noroc, impozit pe pensiile mari, cu o anumită sumă și încă o categorie de venituri care veneau către bugetele locale. La Piatra Neamț era vorba de 30 de milioane. 30 de milioane trebuiau să vină în mod normal către bugetul Piatra Neamț. Banii ăștia n-au mai venit. Bani meritați, pentru că erau de pe zona asta. Exact, de colectat. Pe zona asta. Da. Da? Banii ăștia, municipiul Piatra Neamț prin bugetul său s-a trezit că stai puțin că nu mai avem 30 de milioane, gata, s-au tăiat. În condițiile astea, când au sărit toți primarii din țară, că nu numai municipiul Piatra Neamț a fost afectat, toate municipiile și în special zona urbană, pentru că acolo sunt mai multe firme, acolo sunt impozite pe dividende mai mari, acolo sunt impozite pe jocurile de noroc. Când au sărit către guvern, au zis că ok, hai că îndreptăm puțin lucrurile, alocându-vă din fondul de rezervă niște sume. Dar și în felul ăsta s-au alocat cei 16 milioane către așa, dar în mod normal, în bugetul municipiului, ar trebui să fie 30,
Nu că date de guvern și de... Că se cuveneau. Exact. Că da? Se cuveneau. Și atunci vii și transmiți o informație cu jumătate de adevăr sau un sfert de adevăr, știi? Că uite că... Da, eu întreb de ce n-am informația și de la sursa celor numiți Primăria Piatra Neamț. Și informația cum să sune? Deci, o compensație, României... o compensație pe care o acordă Guvernul României în valoare de 16 milioane, da? Vine pentru Piatra Neamț, dar nu acoperă diferența până la 30 de milioane. Cu 16 milioane putem acoperi din cele 46 prinse în buget pentru lucrări care nu erau prinse în da. Contracte, atâta. Și ne mai rămâne atâta de acoperit. Deci, așa se dă posibilitatea să apară un comunicat și lumea spune, uite băi, guvernul ăsta s-a gândit că ăștia de la Piatra au datorii și hai să le dăm 16 milioane să-și plătească da. Datoriile. Că eu așa am înțeles. Eu sperau ca măcar dumneavoastră nu, să înțelegeți. Eu așa scrie, așa citim. Și dacă e chestia și de înțelegem, nu mai facem efort. Da, eu așa speram. Că, așa s-ar putea înțelege. Așa s-ar putea înțelege, fiind doar o comunicare dintr-un singur sens și spusă într-un anumit fel, așa s-ar putea înțelege. Uite câtă bunăvoință are Guvernul României pentru Piatra Neamț, uitând să se spună că s-au tăiat 30 de milioane din bugetul municipiului. Deci, asta, deci, lucrurile astea sunt, cum să vă spun, asta e apropo de ședințele de guvern, și teritoriu. Ce se întâmplă în teritoriu. Hai să ne dăm la joale cu eleganță. Da, mergem mai departe. Spuneați de lucrări, Piatra. Și că, băi, ce durează atâta? Întreb și eu. Ce durează atâta pe Traian și Decebal? Când le iei bucățică cu... Acum, la fel, contextul este destul de larg. Pe de o parte sunt unele surprize care au apărut, pe de altă parte este, poate, cum să zic eu, o logistică nu suficient de bine pusă la punct din partea executanților. Pe de... Și ele, când le pui cap la cap așa, uite că termenele se tot... că zilele trec, mai ai și normal că ești într-o perioadă de iarnă și nu poți să lucrezi tot timpul. Și punându-le cap la cap, treci prin aceleași denivelări, găuri și umpli frigiderile administrației. Păi da, pentru că cineva decontează. Da. Acum, e adevărat, este un aspect. Inclusiv eu locuiesc în orașul ăsta și nu știu în câtă măsură are importanță faptul că am informații de ce unele lucrări tergiversează. Dacă aș fi un simplu cetățean care doar vede că parcă lucrurile stau pe loc, că uite, n-am văzut niciun muncitor de două săptămâni sau o chestiune de genul ăsta și ce se întâmplă, este mai greu de înțeles. Frustrant. Da. Una dintre chestiuni pe care și eu încerc să mă motivez este faptul ăsta că cunosc partea asta de administrație și știu că au bune intenții și vor să facă lucrurile. Le scapă niște chestiuni, o parte din neștiință, o parte din lipsa aia de comunicare care afli în ultimul moment că îți mai trebuie, nu știu ce, aviz, racord, autorizație. Domnul Jugar, țineți minte că am mai discutat odată. Băi, trebuia să dărâmăm podul de la spital, nu noi, ci constructorul. Și vine constructorul să apuce de dărâmat podul și constată el, păi stai că n-am autorizație. Trecem peste faptul că atunci când ai primit ordinul de începere a lucrărilor, te uiți și tu să vezi dacă ai autorizațiile toate acolo și noi n-am autorizație. Primăria zice, da, nu trebuie să dăm autorizație, că doar noi suntem primăria. Și atunci, în loc să lucrurile să meargă înainte, începe comunicarea cu ministerul nu știu care pe chestiunea asta. Și stai, și stai, și stai. Păi nu mi se pare că e normal. Păi nu.
Nu e normal. Nu e normal și câteodată normal, e absolut normal să te întrebi cum să poate ajunge în situația asta ca tu să fii pregătit să-l dărâm și să-ți dai seama că nu e autorizat. Stai puțin că nu-i drum, că nu-i podul meu parcă. Sau e totalitatea al meu. Că... Da. Adică, deci cum se poate așa este ceva? De noaptea minții. Sau, vorbim de școală. Școala 5. Au fost deadline-uri. Bă, începem, la sfârșitul anului se termină, se mută copiii ăia, s-au mutat niște ore, niște săptămâni. Nu se mută. De ce? Pentru că s-au construit acolo, e ok, dar nu sunt racorduri la, făcute la electricitate. Întrebare simplă. De ce nu sunt racorduri? Păi în ultimul moment au venit cei care se ocupă din primărie și au spus, doamne, nu avem racorduri și trebuie să facem, dar nu mai putem să facem. Guvernul ne-a interzis în noiembrie. De ce? Da, uite, un alt aspect care, într-adevăr, ele se țin lanț. Pe de o parte, ar trebui să fie demarate aceste absolut, înainte. Racorduri. Sau să fie prinse într-un calendar. Absolut. Da, bun. S-a pierdut din vedere. Cum s-a pierdut din vedere? Eu, unul, nu pot să-mi explic prin aceeași lipsă de a vedea lucrurile în ansamblu său și a fi atent la fiecare detaliu și fiecare cărămidă care trebuie care pusă în această construcție. Ok, ți-ai dat seama că lipsesc acordurile. Acum, partea aia că tu nu mai poți să faci acorduri pentru că nu mai ai buget pentru acorduri, că ai ajuns în lunile noi. Aia deja ține aia, de legislație. Aia, exact. Bun. Pentru mine. Pentru dumneavoastră. Ce importanță are? Nu, pe dumneavoastră nu vă interesează chestiunea asta. Pe mine mă interesează așa. De ce primăria, care putea să facă o procedură de încredințare directă, fără niciun fel de problemă, în luna octombrie, în septembrie, în august, în iunie, în vederea racordului, când nu erau nevoie de acord. Când nu era nevoie de altceva. Păi atunci când nu era nevoie cum de acord. Cum să nu fie de nevoie de acord? Păi tu nu gândești păi că trebuie să-i dai drumul nu. Și fără gard și fără racord nu-ți dă autorizație de funcționare? Ăsta este un aspect care într-adevăr este, nu este ușor de înțeles despre cum funcționează o administrație și cum funcționezi tu ca om care face ceva, nu știu, sau ca o întreprindere care face ceva în zona privată. Bine, acolo ai o posibilitate de soluții, ai niște variante de soluții mult mai la îndemână, pentru că sunt banii tăi și doar trebuie să respecti legislația și acolo, dar când trebuie să pui în practică, te poți gândi la mai multe soluții. Acum, aici, se poate întâmpla și la o investiție personală să scape ceva din vedere? Se poate întâmpla să scape din vedere. Doar că atunci când te-ai întâlnit cu chestiunea respectivă, chiar dacă nu ai bugetat-o, faci pe naiba în patru și o acoperi, că altfel nu termini investiția. În cazul ăsta, în cadrul administrației, accesul ăsta la soluții nu este atât de facil. Cum s-a întâmplat cu acordurile, cu racordurile respective, așa te trezești că trebuiau prinse, nu le-ai prins. Hop, că nu mai avem nici portiță bugetară pentru chestiunea asta și trebuie să lăsăm să treacă trei luni de zile. Și ajungem în situația în care, cam ajungem la problema cealaltă, niște oameni se enervează, primăria mai plătește 2 luni de zile curent electric, angro, într-un spațiu, care e total neadecvat, nu discutăm acum. Pentru ce? Pentru că cineva, dintr-un compartiment al primăriei, n-a fost capabil să previzioneze. Bă, eu trebuie să fac aia. Hai să o fac. Acum, hai să vedem și partea plină a paharului, domnul Bălănescu. Da? A, să mai întărește reconstrucția. Nu, partea plină a paharului este că se renovează școala. A, bine, că corect. E un proiect. Dar am recunoscut asta. Administrația asta a avut curajul să-l pună în practică. Eu cred, din punctul meu de vedere, așa cum văd că lucrează alte administrații și cum s-a lucrat inclusiv în Piatra Neamț, în multe administrații trecute, să muți copiii din școală, să știi că lucrul ăsta va crea disconfort, că îți curaj, vei aduce blamă. E un curaj clar, fără discuție. Deci, dar eu n-am spus asta. Eu nu critic executivul primăriei pentru școala 8, școala 5, liceul Cartian, acolo critic, nu liceul auto, acolo critic, mi se pare o investiție făcută fără
un viitor foarte... Dar nu discut asta. Da. Dom'le, e ok. Da, dacă tot îl fac. Da. Dacă tot îl fac, care este scopul meu ca administrație? Să-l fac la termen, să nu cheltui bani în plus. Bine, repede și ieftin. Așa. Bun. Deci, știți cum e? Acum, eu nu mai glumesc, am glumit mult până acum. Știți, dublul limbaj în politică este și în administrație este la el acasă. Am criticat Consiliul Județean toți și Apa Servu că a pierdut Poimul. Și am explicat ce s-a pierdut la Poim. Adică nu faptul că, domne, nu că îl fazăm, îl trecem în alt proiect. Mm-hmm. Nu! S-au pierdut banii ăia și ce trece în alt proiect se pierde din exercițiul financiar respectiv. Păi aici care e diferența? Am fazat lucrările, o parte dintre ele, deci vor fi din exercițiul viitor, dar asta înseamnă că municipiul Piatra Neamț în exercițiul viitor va avea mai puțin cu vreo 40 de milioane de lei. Da. Adică, haideți să... Și de ce? La ăștia de pe drumuri de aici, hai cu apa, o înțeleg, cu podul nu o înțeleg, că acolo se putea termina mai repede, dar și cu apa au fost probleme, cu autorizații și cu ce. Dar la școală chiar nu înțeleg. Asta, deci nu pot pricepe. Neglijența unui funcționar sau unui compartiment a dus la prelungirea cu 2 luni, sau poate 3, a dării în folosință, după așa care este. Urmează autorizațiile. După care urmează autorizațiile. Ceea ce chiar nu înțeleg. Da, asta e. Bun. Încă o dată, aș vrea să mă recanalizez, ca să zic așa, mă rog, pe partea asta, pe lucrurile care funcționează, că dacă te gândești doar la problemele care apar și de ce apar, acum, știi cum, te bucuri, nu, e cam sarcastic ce spun, că bine că apar probleme, sau problemele apar pentru că se fac lucruri. Că nu ar apărea probleme. Da, dar asta e echivalent, și că știți, au făcut ceva, dar au furat, dar au și făcut ceva. Dar vedeți, uite, chestiunea este că nu se aplică în administrația. Păi nu, asta, da, nu e echivalent, dar adică este oarecum. Adică lasă, domne, uite că face totuși, chiar dacă întârzie. Da, nu e scuzabil, dar parcă aș vrea să ies puțin din construcția asta pe care ați făcut-o dumneavoastră. Nu, vreau să vă duc eu în altă parte, ca să nu vă deoprim mai la primăria Piatra Neamț. De exemplu, am cumpărat autobuze electrice, Consiliul Județean, dar n-avem hală în care să le ținem. Nu am pus alea de încărcat, toate chestiile de încărcat. Pentru că sunt niște lucruri anapoda. Cum poți să ai compania de transport public în municipiul Piatra Neamț să fie subordonată Consiliului Județean? Lucrurile puse așa, făcute... Vedeți? Cum e posibil să ai la apa. Fel apa, da? Și să nu ai niciun cuvânt de spus acolo. N-ai niciun cuvânt de spus. Ești și tu un vot din cele, nu știu cât, vreo 40 sau 30 ceva. Ești echivalentul la Valea Ursului, exact, de exemplu. Nu contează. Da, ai un vot în ăsta, în adunarea generală. Și ajungem unde ne doare, domnule. Legislația în România, care este sublimă, dar parcă e făcută cu un singur scop. Să întârzie lucruri, să ia bani de la firme mici, nu alea mari, de la populație și după aceea să ni se spună cam așa, acel cum să spun eu, zic eu, ca să fie corect, vine așa un val, domne, facem și până venim. Noi nu suntem vinovați. PNRR-ul e vinovat și Uniunea Europeană. Da, sunt voci care spun chestiunea asta, că ne obligă Europa, că așa sunt făcute. Unele chestiuni translate în legislația națională poate ar fi putut să fie ceva mai bine gândite. Acum, știți cum, cred că am mai spus povestea asta, la un moment dat mă autorizam ca și societate la o agenție a Ministerului Sănătății și erau multe lucruri care erau spuse, puse acolo,
care n-aveau legătură cu practica și îi spuneam doamnei respectiv, doamne, dacă eu fac atâtea, toate hârtiile astea de care spuneți dumneavoastră aici, pur și simplu nu mai am cum să-mi desfășor activitatea în mod normal, deci sunt niște bețe puse în roate. Și răspunsul doamnei a fost, domnul Jucan, înțelegeți că pentru, ca să nu aveți probleme trebuie să vă acoperiți de hârtii. Dom'le, dar nu așa ar trebui să funcționeze lucrurile. Toate erau făcute dintr-un birou care, dom'le, trebuia să pun un pacient să semneze în 7 registre. Dar de ce nu pot să le adun într-unul singur, să dea o singură semnătură? Nu, dom'le, că fiecare e cu treaba lui. Așa funcționează în administrație. Acolo nu au avut cine să țipe și să zică, bine, că și eu, dar i-am zis doamnei respective și ce am rezolvat. Am da, rezolvat nimic. Că... Tot 7 registre ați făcut. Da, și el... Sau îți asum faptul că eu, ca și privat, îmi asum faptul că dacă voi fi sancționat că n-am 7 registre, îmi asum. Da? Îmi asum că tu, ca și conducător al unei administrații, nu poți să-ți asumi asta, pentru că dacă trebuie să ai 7 registre, 7 registre trebuie să ai, că dacă nu le ai, dai din buzunarul tău. Eu? Și... Știți ce vreau să... Statutul oamenilor care lucrează pentru statul român și pentru administrație, că tot da. Administrație. Deci, doamne, dacă unul greșea la firma dumneavoastră și din cauza acelui om, dumneavoastră ați fi întârziat 2 luni darea în folosința unei clinici, era o pagubă, așa, îi desfăceați contractul de muncă, corect? Aici nu. Îi desfăceam contractul. Dar vedeți dumneavoastră, îi desfaci contractul, cum îi desfaci contractul? Dacă persoana respectivă avea trecute niște criterii obligație. De performanță da. În legătură cu proiectul ăla. Dacă tu te-ai apucat și hai să-l facem repede și n-ai mai făcut partea asta de hârtii, da. Așa, n-ai cum să-i desfaci pe motivul ăla. Nu, pe motivul ăla nu. Dar vă dau un exemplu. Dumneavoastră circulați fără permis? Doamne ferește. Nu circulați fără. Dar dacă circulați fără permis și vă prinde, sunteți sancționat? Sigur că sunteți sancționat. Și dacă circulă a doua oară fără permis și te prinde, te bagă la Zuhaus? Măcar așa. Da, lucrurile sunt clare. Sunt clare. Păi, eu vă dau un exemplu de ieri. Apropo de... Ați circulat fără permis? Nu eu. A circulat un ofițer de la Direcția Generală, de la DGA. Da. E noaptea minții. Spune așa în comunicat. Că în perioada noiembrie, ianuarie, de 7 ori a circulat fără permis. Ne-am uitat puțin în istorie. Același ofițer cercetat pentru divulgare de informații. Același ofițer și-a... A sfidat colegii lui, parcând în fața poliției, pe un trotuar, blocând, mă rog, pe acolo. Și cine este el? Ofițer la Direcția Anticorupție. Acum, n-a fost oprit pentru că a circulat fără permis, din ce am văzut eu din comunicat, ci pentru că nu s-a prezentat la o audiere la parchet. Și a fost luat din trafic și dus la audiere, mă rog, reținut, ce-o fi acolo, mai contează. Păi, mi-aduc aminte, Topârceanu, parcă, cu egalitatea, știți, pentru căței și pentru dulăi. Adică cum? Omul ăsta încalcă legea în mod repetat, este probabil filat, că altfel n-aveau de unde să știe că de 7 ori, că dacă de 7 ori o circula fără permis, trebuia să fie de la a doua, cum se cheamă, contravenție, infracțiune, ce-o fi ea, oprit și tras pe dreapta, ca orice cetățean. Bun, deci, dar el este... Ce spuneți dumneavoastră este că o persoană a fost... Nu, eu vreau să spun așa, că oamenii care lucrează în sistemul de stat, da. Parcă beneficiază de niște privilegii în raport cu legea. E o generalizare. În raport cu legea. Și în general nu sunt de acord cu generalizarea. Vă rog. În general nu sunt de acord. Sunt oameni, mulți puțini, e greu să mă pronunț, sunt oameni care lucrează în zona asta de a instituțiilor de control sau administrațiilor care încalcă legea sau fac un abuz în ceea ce privește atribuțiile pe care le au, sunt și dintre aceștia. Sunt și oameni care încearcă să-și facă treaba și să... Dar
Nu, eu am înțeles. Problema mea este în felul următor. Dom'le, un om are o funcție într-o instituție de genul ăsta foarte importantă. A încălcat odată legea, bă, rog, așa, a primit o amendă ca orice om. Băi, dar când îl vezi că continuă odată, două, de trei, ce mai caută în instituția aia? Păi bănuiesc că în cazul ăsta nu mai este... Păi stați un pic, o mai fost cercetată pentru divulgare de informații. A rămas acolo la dispoziția unității, adică nu cu... Revenind, unul dintre aspectele deosebit de importante în situația asta, de exemplu, este faptul că se atrage un renume negativ asupra întregii instituții instituții care și-a făcut treaba. Și se sapă în ceea ce privește încrederea. Unul dintre aspectele deosebit de importante a societății noastre este lipsa de încredere în instituții în general. Și asta duce la o șubrezire a democrației până la urmă. Atunci când oamenii nu mai au încredere în instituțiile care ar trebui să lucreze pentru ei și să le facă viața mai bună, și atunci parcă lucrează oamenii pentru instituții. Păi nu, dar asta este... Da? Asta e un aspect extrem de negativ. Extrem de negativ. Și asta este foarte greu să reconstruiești. Încrederea în general este foarte greu de reconstruit. Da. Deci probabil că ar trebui o reformă totală în privința asta. Mi s-a spus, domnule, nu mai trebuie să te duci cu acte. Că instituțiile colaborează între ele, nu știu ce și nu știu cum. Mi-a spus cineva, eu nu știu dacă e adevărat sau nu, că n-am avut ocazia. O instituție mare de tot, care are atribuții de control și care vine și spune, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia, trebuie să faci aia. S-a dus cineva, zice, să cumpere ceva de la instituția aia, o formularistică. Și s-a spus, doamne, nu putem, că ce noi n-am implementat încă să trecem pe e-factura. Și stai și te întrebi, în ce lume trăiești? Care este lumea în care trăiești? Da, sunt niște aspecte care e greu să ți le explici. Iar modificările, cel puțin pe partea asta... a societăților private ne-au impactat mult. Bine, apropo de sunteți mulțumit de modul în care la final de an s-au schimbat regulile jocului, apropo de societatea dumneavoastră. Mulțumit. Deci, o dată, eu văd lucrurile pe termen lung, îți faci niște calcule, îți gândești niște bugete, e greu când îți răstoarnă. Eu am spus tot timpul în ceea ce privește interacțiunea cu statul, cu instituțiile sale, domnule, nu vreau să mă ajute niciun fel, vreau să nu mă încurce. Asta e. Și într-adevăr, unul dintre roluri este de a stabili un cadru în care toată lumea să respecte regulile. Dar de aici până schimbarea regulilor pe termen scurt și nebuloasa asta care s-a păstrat mult timp e greu de acceptat. De neacceptat, de fapt, este. Iar mai sunt și în situația ingrată în care mulți dintre amicii mei consideră, prietenii mei consideră că ar trebui să că am niște pârghii prin care să influențez deciziile. Păi și cum, nu aveți? Nu am. Deci am primit un mesaj, n-am răspuns astăzi la mesaje pentru că vroiam ca discuția să fie cât mai liberă și mesajul sună cam așa. Vă rog să-i spuneți ceva domnului Jucan pentru că este mâna dreaptă a primarului. Sunteți mâna dreaptă a primarului? Nu sunt mâna dreaptă a primarului. Sunt apropiat, sunt un apropiat al primarului, dar în ceea ce privește partea executivă, să zic că sunt doar pe rol de consultant la problemele care sunt într-adevăr mai mari și care trebuie să le cântărești din mai multe unghiuri de vedere. Unul dintre rolurile mele în ceea ce privește relația cu primarul, da, când sunt un apropiat al primarului, e partea asta de a veni și de a vedea lucrurile mai de sus puțin, în sensul că atunci când ești în mijlocul evenimentelor, pur și simplu nu mai reușești. Când ești în mijlocul evenimentului, nu mai reușești să-ți dai seama ce e important și ce e aici, pentru că toată lumea îți deschide ușa
uite, încă o problemă, uite, încă o chestie, încă o chestie apărută, ziua a trecut și te întreb, Doamne, Dumnezeu, parcă când mai reușesc eu să le pun pe toate? Și atunci când vii puțin din afară și nu sunt într-atât de afectat, dacă pe mine mă înjură mai puțin, mult mai puțin oameni, că mă știu mai puțin, pe primară mă înjură toată lumea. Acum simt așa o nuanță de regret sau? Nu, e o chestiune care am decis-o. Pentru că dacă la începutul mandatului, să spunem că am fost mult mai implicat și mult mai și îmi consuma foarte multă energie chestiunea asta, mi-am dat seama că nici nu prea am ce să fac eu personal decât dacă mă mut în primărie, că altfel dacă ai lipsit 2-3 zile de acolo, parcă s-au întâmplat lucruri. Da. S-au întâmplat lucruri și... Da. Asta e. Acum, cum să vă spun, sunteți consilier local și sunteți implicat prin decizia Consiliului Local într-una din societăți, da. Într-una cel puțin, nu într-una, la doar într-una, în Publiserv. Privind din afară, Publiservul pare să fie singura dintre societățile Consiliului Local care a funcționat. Da. Salubritatea a funcționat, dar a pierdut o parte din activitate la... A funcționat la niște parametri, cât să zic, aproape de normal, dacă putem vorbi normal, de normal în chestiunea asta. A mai asfaltat, a mai făcut, așa. Cum merg lucrurile acolo? Cum funcționează? Pentru că sunteți în AGA, există un consiliu de administrație, există un manager. Da. Acum, AG, succesiunea asta de organe de conducere, să-l numim așa, AGA, Consiliul de Administrație, AGA nu conduce neapărat societatea, nu. Ci dă niște direcții în care să se ducă. Și verifică. Și verifică, da. Acum, un aspect important, consider eu destul de important, este că în AGA, la Publiserv, ne-a nimerit două persoane care facem politică sau suntem implicate în politică, dar nu suntem înregimentați neapărat. Și aveți, eu și cu domnul, și aveți, da, domnul Asandei. Asandei. Și fiecare dintre ei are o experiență în și domeniul privat. Și pe de privat. Altă parte avem o experiență în domeniul privat. Adică când ne uităm pe o balanță, pe un buget, chiar îl înțelegem puțin așa. Și plecând de la chestiunea asta, am putut să comunicăm concret și cu Partea executivă. Am putut să comunicăm concret și cu partea executivă și atunci când am avut și chestiuni contondente, să spunem, în prima parte a acestei colaborări, dar după aia lucrurile au început să funcționeze și să vedem că da, să prindem încredere unii în ceilalți, că nu am venit să facem jocurile nimănui, ci doar vrem ca această societate să funcționeze și să aibă un parcurs pe termen mediu și lung. Eu în continuare rămân la părerea mea de privatul, care consider că anumite chestiuni trebuie făcute de societățile private și de, nu de societățile publice. Au și societățile publice un rol al lor, dar dacă tot avem societatea asta, Publiservul, haide să o facem să funcționeze cum aveți trebuie. Aveți dreptate cu privatul și cu Publiservul, dar eu vă dau niște exemple. Au fost momente în care primăria a apelat la Publiserv să facă niște lucruri care în mod normal nu era treaba lor. Cum a fost eliberarea podului de la spital, după ce că îi dăm drumul, că îi dăm drumul, dar firma constructoare nu și-a luat lucrări, n-a făcut curățenie, nu știu. Da. A venit Publiservul. Mm-hmm. Ai avut o intervenție rapidă, nu știu unde, la strand, că curgeau curaiele. Mm-hmm. Ai adus Publiservul. Dacă nu aveai Publiservul, pe proceduri... Nu, păi tocmai asta spun. E nevoie de societate de genul ăsta. Este nevoie de societate de genul ăsta, fără discuție, pentru că ai niște intervenții punctuale, rapide, unde trebuie să dai un telefon și cineva să se ducă repede, să-și lase poate ce avea de făcut sau așa și să se ducă să rezolve chestiunea aia punctuală. Pe procedură, efectiv, într-adevăr, nu dura și nu mai e nevoie fără discuție de societăți. Nu e nevoie de atât de multe societăți și lucrul ăsta văd că se... Țineți minte la începutul mandatului cum discutam? Da. Și avem tot atâtea societăți. Da, uitați, ușor, ușor se vor... restrânge, că nu vine an electoral și nu se știe. Nu,
ele sunt într-o procedură care durează, dar nu prea mai văd să se revigoreze vreo una dintre cele care sunt puse pe direcție. Haideți să vă spun ceva. Un lucru de care nu se discută, am citit un material senzațional, nu mai știu cine l-a scris, Presa Centrală, bravo lui. S-a înființat o chestie pe guvernanță corporatistă, un fel de agenție națională care urmărește toate societățile de genul ăsta. Și băieții ăștia care au înființat-o s-au gândit, băi, noi putem să-i lăsăm pe aia în turul gol. Trebuie să le dăm niște bănuți cu care să funcționeze. Și au zis așa, 1% din, nu mai știu, cifra de afaceri sau parcă așa ceva, 1%. Și cineva a făcut un calcul. Ăștia care transportă curent electric, cum se cheamă, era să zic hidroelectrica, nu? Se cheamă ei, rețele de distribuție, îmi scapă numere. Pe acest calcul, pe bugetul de anul trecut, ar trebui să dea acestei agenții suma de 20 de milioane de lei. Puneți hidroelectrica, puneți societățile mari, de, care sunt de stat încă oficial. Neoficial sunt pe la fondul proprietatea, pe undeva și prin alte părți. Și se adună un buget acolo fantastic. Nimeni nu spune cum se cheltuie ăla. Și care e plusul de valoare pe care îl aduce. Și ce plus de valoare aduce. Asta până la urmă tot timpul trebuie să spui, domnule, care e plusul de valoare. Poți să dea un fel de sancțiune, amenzi, ceva de genul ăsta, precum oficiul concurenței, și de acolo își opresc 30% beneficiul lor. Teoretic se autofinanțează. Păi ce, Doamne iartă-mă, struțo cămila asta. Ministerul Energiei are exact aceleași atribuții pe societățile din domeniul lui. Adică, dă și la Ministerul Energiei, dă și la această struțocămilă și spunem, doamne, noi controlăm instituțiile de stat în care statul sau administrație publice sunt locale, că a făcut o lege guvernare corporatistă. Dacă întreb acum la Consiliul Județean, în primării, băi, voi cum stați guvernarea? Că avem compartiment. Dacă aveți compartiment. Sau, mă rog, ce? E o persoană. O persoană. Păi eu îl făceam direcție, domnule. Eu îl făceam direcție. Cum adică? O singură persoană se ocupe de societățile alea? Direcție, direcție. Sau îi făceam un post de viceprimar. Putea să fiți contactat pentru... Ia mai spuneți-ne, domnul Bălănescu, cum ați face lucrul ăsta? Că... Ca să vedem cum mai... sună rău. Da, oferim consultant. Nu, adică... Dom'le, în loc să simplificăm lucrurile astea, păi acum, luăm Publiservul, da? Da. Este societatea Consiliului Local, da, municipiului Piatra Neamț. Bun. Are AGA din partea acționarului. Da. Are CAU, pe care organ colectiv de conducere executivă. Are manager, da? Și acum mai vine această struțocămilă care îl controlează. La care mai trebuie să dea 1%, el și așa are un profit. No, mai bine și Curtea de Conturi. Că... A, bine, Curtea de Conturi controlează, la ea nu dă bani. Nu, într-adevăr, nu de la... Nu, eu vorbesc de aia care sunt acolo. Și... Mm-hmm. Băi, oameni, păi, dar managerul ăla sau ăia de acolo, păi prima dată înainte de a face ceva, te zică, aici ce fac să nu fie ăla? Aici ce da, fac e, să nu fie e un aspect care te ține pe loc. Deci e un aspect care te ține pe loc și, însă, adevăr, inclusiv în organigrama acestei societăți, sunt niște poziții și care trebuie ocupate de niște oameni care... Dar îi trebuie, bă, fratele meu, cum Dumnezeu... Care, o dată, persoanele respective trebuie să fie calificate pentru a ocupa pozițiile respective și sunt... responsabil tehnic de calitate. Da, niște chestii care tu ne stai puțin, hai să vedem cum ajutor de cântăritor. Da, sunt niște aspecte care într-adevăr umflător de roți. Organigrama și trebuie să le ai. Cine trebuie să faci contract cu unul care îți obține disciplina muncii, cum se cheamă, protecția muncii. Da, astea sunt niște chestiuni care, da, trebuie să faci contract cu, că trebuie să faci medic, protecția. Medic, aia. Dar fiind o societate, dacă într-o, la o societate privată mai faci niște, nu știu, împarți atribuțiile sau își ia de multe ori la o afacere mică, face administratorul toate cursurile care, ca să aibă hârtia la mână. Da, și ține un control. Cine se ocupă cu chestia?
Păi stați să văd. A, eu. Dar cine să pun chestia aia? Eu. Da. Știți cum e? Pe vremuri zădea amendă garda financiară pe următorul aspect. Deci tu aveai firmă, erai singurul acționar, nu te angajai la firma respectivă și era o chestie în lege care spunea că trebuie să ai un angajat din firmă care să raporteze tranzacțiile care sunt, cum să spun eu, suspecte. Da. Și am întrebat, băi, cum să face? Păi, că cum? Asta trebuie să le raportați. Bă, dar dacă eu le fac, ce fac? Mă duc și mă... Aia, cea mai mult mi-a plăcut când m-am dus la o instituție și trebuia să am delegație din partea firmei și eu am semnat că mă deleg pe mine. Da. Deci... Astea sunt niște chestiuni care... Eu m-am simțit foarte bine astăzi în emisiune, vă mulțumesc. Da, sper că și urmăritorii dumneavoastră, uite, n-am răspuns la întrebări, dar n-a fost din cauza. Da, n-am spus eu că nu răspund. Da? Nu, dar din discuție cred că au... Din discuție au apărut multe lucruri, da, care nu se spun de obicei. Doamne, hai să le... așa. Mulțumesc pentru participare, sincer mulțumesc pentru participare. Mulțumesc să ne vedem și eu, domnul Bălănescu, pentru invitație. Mulțumesc. Vă aștept în campanie electorală. Și mulțumesc și eu în numele administrației pentru răbdarea de care dați dovadă în ceea ce privește implementarea lucrărilor ăstora. Se vor termina într-un orizont de timp relativ scurt față de cât au durat până acum. Comparația e potrivit. Și vă aștept în campania electorală, da, să discutăm despre colaborarea fructuoasă în coaliție. Mulțumesc, mulțumesc frumos, numai bine. Sănătate, oameni buni, să ne vedem sănătoși mâine dimineață. Dacă totul este în regulă, va apărea în emisiune actualul prefect de Neamț și poate ne va explica și cum e cu ajutorul dat de guvern pentru municipiul Piatra Neamț, ăla de 16 și nu știu cât milioane de lei. Da. Cele bune, numai bine!